Pe cât vă deranjează anumite mirosuri? Sunt persoane pe care le deranjează un anume miros. De ceapă sau de usturoi? Am găsit, era în lumea românească unde nu se poate fără, am găsit fiecare îți dă sfaturi și eu am găsit, sigur, nu eu, ci alții, dar am găsit și eu, dacă mănânci ceapă, cum să faci să nu miroși a ceapă? Mănânci usturoi. Și s-a rezolvat problema, da? Ai făcut chestia asta și, da. La câți vă plac mirosurile plăcute? Da? Care ar fi un miros plăcut pentru voi? Crini. Eu fac alergie la crini, mulțumesc că nu-i aveți. Da? Trandafiri sau parfumul... Da, parfumul nevestei ar trebui să ne placă la toți, dacă îl poartă, da? Când am venit la adunare, imediat am simțit mirosul de proaspăt. Când ați intrat în clădire, ați simțit mirosul de proaspăt. Chiar îmi place. Mă deranjează mirosul de mucegai, de stătut, de aer închis. Îmi place mirosul de proaspăt, aer curat, mirosul de nou. Și cred că multora le place, de aceea am văzut la americani cu foarte mulți ani în urmă că ei au foarte multe spray-uri cu mirosuri și unul din ele este mirosul de mașină nouă. Da, deci îți cumperi un hârb de 20 de ani, pică tot de pe ea, dai un spray înăuntru și miroase ca și cum acum ai scos-o din showroom. Da, e super, da. Și plecând de la ideea aceasta că după miros m-am prins și prin vedere că voi faceți ceva aici, am zis că îmi schimb subiectul pentru care m-am pregătit pentru seara aceasta și vă provoc să gândiți la un alt subiect. Am o întrebare retorică, dar totuși m-aș bucura să răspundeți. În cazul în care peste un an de zile vine fratele Salanța în adunare, o să-și dea seama că voi ați urcat nivelul sau ați coborât nivelul clădirii? A, deci voi acum lucrați la ridicat, da? La un nivel superior? Cum spuneți în germană, next level? Nivel superior, cum spuneți? Nivel superior nu în sensul de etajul următor, ci mai sus, mai frumos. Corect, da, bun. Căutați fiecare, Google-it, dacă nu luați, că doar nu o să-mi plac eu, nu o să-mi mănânc eu chestia. Interesant că cei mai mulți copii știu ce înseamnă nivel superior. Știți de unde știu? Aha, v-ați prins, de la jocuri. Zice, tata, acum e nivelul 3. Și el trebuie să ajungă la nivelul 5, nu contează că e biserică, că e temă. Ei luptă mult pentru nivelul superior. Și apoi când se laudă la școală, am ajuns la nivelul ăla, da? E, nu zic dacă e bine sau rău, că nu știu ce jocuri joacă. Întrebarea mea este următoarea. Creștinii își doresc un nivel superior. Dacă îl doresc, știu ce înseamnă nivel superior? Știu ce înseamnă să ajungi la un alt nivel? Și pentru că mulți în locul acesta bănuiesc că visați la viața de familie, toți visăm la relații și avem relații și pentru că unii suntem căsătoriți, întrebarea este următoarea. Ne-am pus măcar vreodată în viață dorința de a ajunge la un nivel superior sau suntem mulțumiți cu nivelul 0 sau cu nivelul 1? Interesant, eu care prin natura slujbei mele particip la destul de multe nunți, o urare foarte spirituală care eu totdeauna am înțeles-o altfel.
Nu cred că poate exista vreo nuntă la care să nu vină bunica sau străbunica sau cineva și să aibă un sfat super fain, că dacă nu predică trebuie să aibă sfaturi. Ce, dragii mei, să vă iubiți toată viața ca astăzi, așa-i? Și eu mă uit și zic, soră, de ce-i blestem? Ați auzit vreodată la vreo nuntă, când începem să vorbim despre relație, să meargă cineva și să spună, să dea Dumnezeu toată viața să aveți înțelepciunea care o aveți astăzi? Ți-ai dori o asemenea orare? Așa, da. Bine, nu, o zis amin ca să termin predica, de eu nu mai. Deci ascultați, la mine nu se termină predica cu amin. De câte ori dați cu amin, eu înțeleg că vă place, așa-i Doamne, dă mai mult. Deci la mine se termină cu s-a sfârșit. Dar nu când ziceți voi, când zic eu. Deci când am zis s-a sfârșit, pot zice și amin, da? V-ați dori careva în ziua anunții sau la începutul vieții de familie cineva să zică să dea Domnul toată viața să fiți atât de bogați ca astăzi? Păi normal că nu. Mi-aș dori să fiu mai înțelept ca astăzi, mi-aș dori să fiu mai bogat decât astăzi și în multe lucruri mi-aș dori să fiu mai bine decât astăzi. Și atunci întrebarea mea, de ce la capitolul iubire ar trebui să rămân la nivelul acela? Poate de multe ori numai de fluturi, care fluturi vin, fluturi zboară, da? Ei, pare logic, ar trebui să ne gândim la aceasta, ca unii totuși să n-ajungem la concluzia că doar fabulăm în seara aceasta, o să vă rog prima dată să deschideți Sfânta Scriptură în cartea care prezintă, după traducerea Cornilescu, fericirile. Adică unde? Cum? Matei 5. Păi de ce n-a zis Apocalipsa 1? Sau Psalm 1? Știi că noi suntem obsedați așa cu fericirile din Matei. Aș fi curios cum scrie în limba germană. Am senzația că în limba germană nu e ferice, ci este binecuvântați sunt. Da, nouă românilor cum ne place fericirea, Cornelescu a ales să fim fericiți. Dar cele mai multe traduceri nu spun ferice, ci binecuvântați sunt, care e un pic cam diferit de a fi fericiți. Că fericirea o înțelegem cum vrem noi, dar dacă merge pe traducerea Cornelescu, ai putea spune ferice de omul care nu, omul e bărbatul sau femeia? A, amândoi, mulțumesc, soră, da, ferice de sora care nu, ferice de fratele care nu, sau aș putea lua Apocalipsa, ferice de cine citește, ascultă și împlinește. Dar astea nu sunt fericiri, nouă ne place numai cu fericirile. Nici pe Matei 5 nu m-aș da eu așa de mare, pentru că, ascultați, noi citim Matei 5, dar eu nu cred că noi credem Matei 5. Voi îl credeți, așa-i? Hai să fac o mică probă. Ferice de bărbații săraci în duh. Avem fete nemăritate aici, mâna sus, vă rog. Fetele nemăritate. Soră, când te-ai rugat ultima dată să te binecuvinteze Domnul cu un băiat sărac în duh? Te-ai măritat acum din ăsta? Atunci nu-l crezi pe Iisus. Bine, hai că nu știm, sărim cu săracul în Duhul, da? Dar spun eu, nici băieții nu prea caută fete sărace cu Duhul. Da, da, așa, trecem și bine că nu le avem. Să trecem la ceva mai clar. Versetul 4. Ferice de bărbații care plâng. Câți vă doriți fericirea? Mâna sus, bărbații. Surorilor, îi puteți face să plângă? Vă rog, faceți-i fericiți. Împliniți-le dorința. Nu, las că te toacă pe tine, lasă că ceapa e simplu, că pleci de acolo, da? Sau ferice de femeile, de soțiile care plâng, că cele vor fi mânghiate. Adică ele plâng din cauza bărbaților și vor fi mânghiate de bărbați. Pot să uiți, da, da, nu scuze de aici. Ferice de bărbații blânzi sau femeile blânde. Asta ne mai rugăm, da, să fim blânzi ca Moise când a dat cu tablele de pământ. Unul zice că greșeala lui Moise a fost dat cu tablele de munte și nu de capul lui Aron. Acolo a fost greșeala, da, dar nu e de la mine, da? Ferice de cei flămânzi și după ce?
Și astea sunt rugăciunile noastre, pe bune. Asta ne rugăm noi în fiecare zi dimineața. Doamne, mi-ai mai dat o zi, ce te rog? Dă mai mult din... Asta ne rugăm noi. Da, bun. Da. Ferice de cei milostivi, bărbați sau ferice de bărbații și femeile cu inima curată. Ferice de bărbații și femeile prigonite, persecutate. Nu te-ai rugat, Doamne, dar de ce numai alții să treacă prin prigoană? De ce numai alții să fie batjocoriți? De ce? Dă-mi și mie harul acesta, te-ai rugat recent. Că ai zis că vrei să fii fericit, nu? Sau să te rogi, Doamne, dacă nu mă prigonește nimeni, măcar bărbatul dacă m-ar prigoni o leacă. Sau să mă prigonească soția, adică să ne ajutăm unii pe alții să fim fericiți. Vedeți că noi nu chiar credem ce spune Domnul Iisus Hristos. Noi ne dorim fericire, ascultați. Noi avem așa românii, deci hibridul am inventat noi de mult. Spre exemplu, un hibrid care l-au pocăiții, știți care este? Cât mai multe din promisiunile Vechiului Testament, dacă se poate și din Noul Testament, și cât mai puține din pedepsele Vechiului Testament și a Noului Testament. Și atunci noi, când e vorba de fericire, noi tot cu asta rămânem, că se vor înmulți caprele, bine, că se vor înmulți cai, acum la noi cai putere, că tot așa, le traducem noi, iar când zice nevastă-ta va fi ca o viță care rodește mulți struguri, spui aici Iisus, se doi ciorchini ajungă. Asta. Deci noi facem din Scriptură așa o varză ce vrem noi. Ei, în predica de pe munte, pe care, apropo, ar trebui să o credem, chiar ar trebui să o credem, și noi cei mântuiți, dacă este vorba de fericire și binecuvântare, ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu binecuvântările Lui, nu ale noastre. Și mă refer la viața de familie acum. Să spunem, Doamne, vreau să fiu binecuvântat în termenii Tăi, în condițiile Tale. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos, după ce își face introducerea și prezintă perspectiva împărăției lui Dumnezeu pe pământ, ajunge să spună următorul lucru, versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime. Întrebarea, cine a zis celor din vechime? Bun, cine erau cei din vechime la care se referă Iisus? Poporul lui Dumnezeu. Deci, limbajul ar fi așa, ați auzit că poporului lui Dumnezeu, aleșilor lui Dumnezeu din vechime, le-a zis cineva, cine? Din partea cui? Deci spune așa, ați auzit ce a zis Dumnezeu poporului său în vechime? Lasă versetul că e pe aceiași bani, da? Ține-l acolo, poate ni se întipărește, mulțumesc. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Pentru că oricine ucide, cu vorba sau cu sabia, da, va cădea sub pedeapsa judecății. 22. Versetul. Clic. Bang. Durează că sunteți tot cu... Din ăla care se învârma nivelele, da? Acum, dacă tot next level, vă puteți lua un laptop. Vă rog, la ori. Deci la prima întâlnire de comitet s-a hotărât și îl cumpărăm. Nu, că dacă tot dai la manivelă, ăștia fac febră, da? Dar eu, cine eu? Vă spun că oricine se mânie pe fratele său, pe soțul? Pe fratele, nu pe soțul. Dar soțul nu-i fratele tău. În Hristos, nu-i fratele tău. Pe soție? Nu, soția nu-i sora ta în Hristos. Dar cine-i? Păgâna sau cine-i? Deci de ce dacă eu mă mâniu pe fratele meu din Africa, pe care nu l-am văzut niciodată, voi cădea sub pedeapsa judecății și dacă eu mă mâniu pe nevastă mea care e lângă mine, tot răscumpărată, de ce cu nevasta-s binecuvântat și cu ăla-s pedepsit? Poate mă lămuriți după serviciu. Acum știți că la copii se gesticulează. Poate că ar fi bine și la oameni mari. Ați văzut că micuții, când vin educatoarele, felicitări, Domnul să le binecuvânteze, ei tot ne arată că tan, 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 și atunci noi pricepem măcar semne. Așa pricep și eu în limba germană. Dacă eu prin semne pricep. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi folosit semne, cum ar fi gesticulat?
Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi, dar eu vă spun. Sau vă spun? Cum? A, în sus. Drept. Eu nu știu dacă e drept. E drept, dar nu știu dacă e drept. Adică întrebarea mea, Domnul Iisus spune, eu vă spun la fel sau vă spun ceva mai sus? Păi stai un pic, că ăla trebuia să omoare. Iar acum Domnul spune, nu trebuie să omori, e suficient să te mâni. Domnul Iisus spune, ai văzut că am ridicat nivelul? Apropo, singurul care are voie să schimbe Biblia este autorul. Hristos, cuvântul, are voie să spună, ați auzit, dar eu? Nimeni în afară de el. Și dacă veți observa, eu nu o să stau foarte mult aici, să nu vă țin pe la miezul nopții, veți vedea că în predica de pe munte se repetă ideea aceasta. Ați auzit, dar eu vă spun. Versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Ce înțelegi prin asta? Ce înțelegeți prin prea curvie? Bă, frate, să nu poftești. Pofta e una. Eu când spune să nu prea curvești, înțeleg, bă, să nu te culci cu ea, să nu te culci cu el. Ca ăia, zice, i-am prins făcând, da? I-am prins așa. Domnul spune, asta zice legea, să nu faci. Dar eu vă spun, ce vă spun? Oricine, nu oricine se uită la o femeie, că și tu te uiți și eu mă uit. Aha, mă uit la ea ca să o poftesc în inima lui, deja am încurcat-o. Mă ridică Domnul la un nivel superior? Păi acum nu mai este fapt, acum este la nivel de gând, da? S-a zis iarăși, oricine își lasă nevasta să-i dea o carte de despărțire. Interesantă chestia asta, nu intrăm acum, poate că ar trebui să intrăm, dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta a încurcat-o. Nu mai e cum atunci, da? Ați auzit să nu juri strâmb. Domnul spune, eu vă spun să nu jurați deloc. Acum să înțelegem că eu am trăit chestia asta când pocăiții n-aveau voie să jure. Eu am avut o mare problemă când m-am dus în armată. Nici nu m-au primit la școală teologică dacă nu fac armata, să slujești patria. Și știți care a fost marea mea greutate? Că trebuia să depun jurământul. Dar eu stăteam și le rumegam, știi că dobitoacele curate rumegă, nu numai ca... Și am zis, băi Viorele, dacă te-ar întreba ăștia, băi soldatule, promiți solemn că îți vei apăra patria, ce ziceam eu? Sigur că da. Eu nu mă feream de o promisiune. Știți de ce mă feream eu? De un cuvânt. Să nu folosesc cuvântul jur. Și marea mea eliberare, știți care a fost? Că ne-au pus să zicem la grămadă. Am repetat toți acolo, ta-ta-ta, și când era în dreptul tău, nu mai spuneai numele, dar la jur iar a fost la grămadă. Și eu ce-am făcut marele pocăit spiritual? Acolo am tăcut. Deci eu din tot jurământul n-am spus un cuvânt jur, l-am spus pe tot ălalalt și atât am fost de fericit că am rămas pocăit. Ei, mai târziu am zis, băi Viorele, știi ce spune Domnul Iisus Hristos? Nu să te ferești de un cuvânt. Aici nu spune să nu juri, să nu folosești cuvântul, că până la urmă Domnul spune pe mâine însumi. Aha, deci el are voie și eu n-am voie. Interesant, da? Ce spune? Să nu te juri pe cer, să nu te juri pe, să nu te juri. Și cum am înțeles eu după asta? Băi Viorele, nu-L amesteca pe Dumnezeu în ciorbele tale. Adică eu vin și spun fraților, înaintea, de asta eu nu, spre exemplu, eu niciodată n-aș jura cu mâna pe Biblie. Asta care pare foarte creștinește. Păi ce, să mânt cu mine? Păi fraților, că-s cu Biblia mână sau nu-s Biblia mână, eu ce-ar trebui să spun? Adevărul. Niciodată nu o să folosesc pe cuvântul meu de onoare. Păi eu când nu zic pe cuvântul meu de onoare,
Ce înseamnă că nu spun adevărul? De asta Mântuitorul spune, da, da? Adică așa să trăim când tu ai spus un lucru, să n-ai nevoie de jurăminte, de legăminte, să spună, bă, când ăsta o zis da, e da, nu se mai mișcă. Când ăsta a spus nu, e clar că nu se mai întoarce. Și de ce spune? Nu jura pe Dumnezeu, pe scaunul de domnie, pentru că noi suntem oameni limitați. Eu pot să spun o informație, că fratele Liviu m-a dat o informație. Eu îl cred pe Liviu, spun, după o vreme Liviu își dă seama, bă, zice Viorele, bă, l-am omințit. A, zic, și tu mai mine, păi dacă el m-a mințit pe mine, mi-a dat informația falsă, eu am dat-o ție, dar eu am vorbit, frate, eu vă mărturisesc înaintea Domnului că e verde. Mă sună Liviu, zice, nu-i chiar verde. Păi eu îl bag pe Dumnezeu în toate amestecurile alea. Hai să lăsăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu și noi, Domnul spune, nu trebuie să jurați, felul vostru de vorbire să fie, da, de câte ori? Odată. Când ai spus nevestei da, cum rămâne? Și când ai spus nu? Până te convinge, ea, soră, zice soră, da, nu ne jucăm noi cu Scriptura. Când ai zis nu, soră, mă refeream că nu face rău, trebuia să fii bucuroasă, da? Ei, întrebarea mea este următoarea. Oare ne este clar, că nu o să ne ducem mai departe, că fuge timp, oare ne este clar că Domnul Iisus Hristos a venit în lume nu să ne țină la nivelul lui Moise, nu să ne țină la nivelul profeților, nu să ne țină la nivel, a spus Domnul, am venit să vă duc la un alt nivel. Uite, pentru un premiu, care va fi o carte, nu altceva, am și altceva dacă vreți, depinde, puteți alege, spuneți-mi care este porunca nouă pe care o dă Iisus Hristos. Cum? Să-ți iubești aproapele, spre bucuria mea și durerea ta ai pierdut. Cum? Să faceți ucenici. E bine, într-un fel e nouă, da, dar nu. Eu... Ai câștigat cartea, uite aici, ele două, da. Astea două, nu-ți dau două, deci două cărți. Foarte mulți spun, porunca lui Iisus este să vă iubiți unii pe alții. Și eu zic, nu e adevărat. Cum, frate? Deci uite aici în Biblie, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți? Zic, nu e adevărat. Cum, frate? Nu, zic, citește tot versetul. Păi nu, zice, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu. Aha, no, asta e, oameni buni, porunca iubirii nu era nouă. Pentru că Dumnezeu, de când a intrat în relație cu poporul său, a spus, ascultă Israel, eu sunt Domnul Dumnezeu și aștept să mă iubești cu toată inima ta, cu tot, cu jetul. Păi cum vine Hristos să spună că e nouă când mi-a spus Dumnezeu cu atâta timp în urmă? Să îți iubești cu tare. Nu. Ce era în porunca nouă? Aha, modelul, nivelul. Domnul spune, de iubire știți. Dar nu mă iubiți ca alții, nu mă iubiți ca voi. Acum voi să iubiți cum v-am? Mă tem că e un pic mai înalt, soră, așa-i? Decât ce era. Deci e clar că tot ce spune Mântuitorul înseamnă un alt nivel. De fapt, le-am spus unora și o să vă spun și vouă, nivelul pe care îl dorește Dumnezeu, știți care este? Puneți-vă centurile. Voi fiți, dar desăvârșiți. Așa cum Tatăl vostru cel ceresc este numai buni. Numai voi fiți, dar desăvârșiți. Aici, ușor vă aduceți aminte, care e nivelul din perspectiva lui Dumnezeu ideal în bunătate? L-a descoperit unul cu mult timp înaintea noastră. Mai este cineva din casa lui, pentru că vreau să-l iubesc, să mă port cu el, cu o bunătate, cum? Ca bunătatea lui Dumnezeu. Pentru încă un premiu, care este cel mai înalt nivel în răbdare? Răbdarea Sfinților. Bang, ați picat. No, soră, ai câștigat o cărțulie, că-ți fac poeziile, ți-ai una de acolo. Păi n-ai auzit de răbdarea lui Iisus?
Spune-mi un sfânt care a răbdat cât a răbdat Iisus. Dar vedeți cum avem noi Evanghelia după lume. O aruncat unul că răbdarea sfinților și acum, frate, răbdarea sfinților. Ce răbdarea sfinților? Răbdarea sfinților, răbdarea sfinților, iar eu trebuie să ajung la răbdarea lui Hristos, răbdarea lui Dumnezeu. Acolo este nivelul maxim. Acum, nu știu, câți necăsătoriți avem aici? Mâna sus. Așa, Domnul să vă binecuvinteze. Pentru voi, ca să vă dau liber seara asta, să nu vă încurcați cu noi familiștii, că apoi ne compătimiți, voi ați putea să vă gândiți un pic sau o leacă, cum vreți voi, pe germană o leacă, da. Să vă gândiți la un alt nivel în ce domenii. Ia alegeți voi. Voi, băieții, alegeți la ce alt nivel, în sensul superior, ar trebui să vă gândiți voi. Voi la fete nu vă gândiți. Puțin. Nu relaționați cu fetele. Ați putea să vă propuneți, să vă rugați și să munciți pentru un alt nivel în relația cu fetele. Că din câte știu eu, în afară de biserica voastră, relația unor băieți din biserică cu fete din biserică e deplorabilă. N-are nimic de a face cu voia lui Dumnezeu și cu Sfânta Scriptură. Și credeți-mă, nu sunt drogat și nu sunt beat. Și le știu de la tineri, din mesajele pe care le primesc, din mărturisiri, din toate celelalte, dureri, lacrimi și toate celelalte. Și întrebarea mea, voi credeți că de asta ne-a așezat Hristos în trupul Lui, ca să ne înjunghem unii pe alții, să lăsăm cicatrice pentru toată viața, să ne sfâșiem, să ne rănim? De asta credeți? Sau Hristos ne vrea altceva, la un alt nivel? Și poate că băieții ar trebui să spună, Doamne, ce înseamnă pentru mine un nivel superior în relația cu o fată? Nu știu, respect mai mult? Curăție mai multă? Tandrețe mai multă? Sinceritate mai multă? Nu știu, poate voi vă gândiți în dreptul fiecăruia și dacă nu vă ajută mintea că sunteți obosiți, discutați cu Duhul lui Dumnezeu. Doamne, Tu care mă cunoști, mi-ai putea descoperi unde aștepți de la mine un alt nivel? Ei, eu am avut multe dezavantaje în viață, dar nu înseamnă neapărat că am fost dezavantajat. Am crezut că sunt dezavantajat și unele care au fost avantaje. Un dezavantaj, am crescut în casă cu băieți. Băieți, punct. În 70, când au fost inundațiile, nici mama nu și-a dorit fete. Adică dacă îi dădea, Domnul primea, dar niciodată n-a fost supărată că n-are fete. Și soacra cu patru norori, da? Și când au fost inundațiile, au venit părinții și au spus, uite, ne cheamă la primărie pentru că au rămas mulți copii în țară, fără părinți, orfani, și vor să-i placeze în familie. Și am hotărât împreună tata și mama să mergem să luăm un copil. Noi oricum eram necăjiți cu tare, dar părinți cu inimă bună, domnule, e vorba de orfan, mergem să luăm un copil în casă la noi. Ce vreți, băiat sau fată? Ce credeți că am răspuns toți patru imediat? Băiat, cine trebuie nouă să ne încurce o fată? Ei, crescând într-o casă cu băieți, când n-aveai cărți, n-aveai cutare, cam cât credeți că am știut noi despre fete? Zero barat, așa pe românește, da? Nici nu cred că ne-am propus să știm, da? Dar într-o zi mă gândeam eu, băi, tu trebuie să relaționezi cu fetele, cum ar fi să relaționezi bine? Și eu zic că Dumnezeu s-a uitat așa la sinceritatea mea și la mintiuța mea și mi-a dat următorul gând. Viorele, vrei să te însori? Normal, de la 4 ani mă uit după fete, da? Și tot nu știu pe unde s-au ascuns. Bun. Și după ce te căsătorești, vrei copii? Păi de ce nu? Și dacă o să-ți dea Dumnezeu o fată, da, cum ai vrea să se poarte băieții cu fata ta? Mă, ce lumină am primit! Când era vorba de fata mea, pe care încă nu aveam, am știut cum vreau să se comporte băieții cu fata mea. Și dacă nu s-ar fi comportat așa, când eu pregăti ciomagul, mona miserise gardul, așa pe rusește, și am spus, Viorele, deci știi cum vrei să se poarte băieții cu fata ta? Da. Poartă-te tu, acum,
cu fetele altora, cum vrei să se poarte băieții mâine cu fiica ta? Mă, mare lumină am primit. Că Dumnezeu e bun, da? Ei, le-am zis băieților, ca să vă gândiți și voi, fetelor, ce înseamnă nivel superior în relația cu băieții. Să-i șantajăm mai mult, să profităm mai mult de ei, să-i ispitim mai mult, sau un nivel superior ar fi să-i ajutăm mai mult la sfințenie. Ne plângem că băieții nu știu Scriptura. Cum ar fi? Fetele să-i ajute pe băieți să citească mai mult Scriptura. Când el tot vrea să cetuiască cu tine, spui, ghiță, atâta stai la discuții cu mine, nu mă ghiță de aici, nu râde, bă, ghița meu, mă, că voi aveți din ăsta, Iohannis, nu Iohannis, nu, Müller, da, da, înțeles, da, da, am înțeles. Deci îi spui, ghiță al lui Iuga, da? Îi spui, cât ai citit a Sfânta Scriptură? N-am citit. Bang, i-ai închis. Zice, două minute. Două minute putem discuta. Păi ce eu câte povești am? Bagă jumătate de oră de Biblie, stai cu mine jumătate de oră. Ai rămâne vădova veselă. Sau, dacă cu adevărat ține la tine și vrea să vorbească cu tine, ori te minte, știi, de îngheața apele, am citit jumătate de oră ca să așa, dar prins-o repede, ori spune, băi, asta cum deschid cu ea, mă întreabă cât am citit din Biblie, cât m-a rugat. Hai să citești 15 minute și apoi cer milă și îndurare. Spun, fată, n-ar rost să te mint. Eu citesc Biblia numai la tine, mă gândesc. Hai să vă rugim o leacă și dacă mai... Dar măcar ne trece prin minte să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că, dragii mei, creșterea este un principiu biblic pentru fiecare. Dar creșterea este cel mai normal lucru în lumea lui Dumnezeu. Tot ce este viu și sănătos, ce face? Ai pus o floare, soră. Ce se întâmplă? Ori moare, ori crește. Ai plantat un copac. Ori moare, ori crește. Și noi așteptăm să crească. Și noi așteptăm să rodească. Păi nu spune Scriptura, creșteți în toate privințele. Unii din nefericire, știți ce înțeleg asta? Creșteți în toate privințele. Și îl vezi după un an cu un burtoi, știi, de două ori când nevastă s-a calăie în luna nouă, zic, ce faci, frate? Păi nu scrie Biblia, creșteți în toate. Și el zice, dacă am crescut, mai știi, dacă am crescut un omul dinăuntru, se vede în afară. Bă, nu-ți bate joc, bă, de cutare. Adică, păi, cu durere, spune apostolul, voi care de mult trebuia să fiți învățători, profesori, vrei să faci, frate, dar nu spui că de la mine, un test în biserică. Să-ți dai seama de maturitatea bisericii. Vii cu hrană tare și vezi pe câți omori și negi, sau vii cu biberoane, suzetă, tractorașe, drone și avioane. Deci în unele din bisericile noastre, jale. Dar ascultați-mă, aici sunteți tineri, sunt în biserici oameni de 40 de ani, rup băncile bisericii și la nivel spiritual, știți cum sunt? Zero. Zero barat, așa ai zis tu, da? Nu zice că tu n-ai voie, că ești tânăr, zice că e critic, eu am voie, că sunt din generația lor. Deci unii degeaba și-o rost papucii, degeaba au venit, nu pricepu nimic, eu vă spun cu durere. Și zic, e vina mea, domnule, eu păstorul, n-am fost în stare, dar bă, până la o vârstă, n-am fost eu. Până la urmă i-am spus, bă, frate, nu te pot ajuta eu, du-te la altă biserică, găsești unul mai deștept ca mine, mai cohar, dar nu mai poți fi la nivelul acesta jalnic. Nu pot eu, băi, ai Scriptura, ai Duhul Sfânt, spune, Doamne, ăsta nu mă poate, e bătut în cap, nu poate, da? Păi aseară parcă menționam când îi spune Pavel unui slujitor, copile, înaintarea ta să fie... văzută de toți. Asta înseamnă next level, next level, next level. Și să zică, frate, bă, ăsta a fost cum a fost anul trecut. Dar acum, frate, să-l vezi. Zice, domne, când l-am votat ca slujitor, ăsta a fost bun. Frate, dar să-l vezi acum ce har. Păi dacă nu-i văzut, nu există înaintare. Și acum eu vă întreb, noi creștem în cunoștință, creștem în... Dar în ce privește relații, ar trebui să creștem. Da, uite, pentru surori,
aș vrea să vă întreb, există vreun domeniu, nu în casa voastră, ca să nu dăm noi de bănuit, dar așa, din câte știți voi, există un domeniu în viața de familie unde ar trebui să muncim, să ajungem la nivelul următor? Ai zis tare hotărâtă, nu a zis? Iertare. Aha. El sau tu? Deci să înțeleg că ai vrea ca El să te ierte, cum te iartă Dumnezeu pe tine. A, și tu. Aici eu fac un târg cu surorile care au bărbați răi, adică cam toate. În fruntea nevastă mea, da? Eu am zis așa, când ajungeți voi să răbdați cât vor răbda Dumnezeu pe voi, și când ajungeți voi să iertați bărbatului cât voi ierta Dumnezeu vouă, dați-mi un telefon să vă spun ce să faceți mai departe. Păi nu, frate, eu nu... Păi de ce nu vrei să ajungi la nivelul acela? Adică, până la urmă, am o relație cu Dumnezeu, la model pe Iisus Hristos. Și da, eu cred că în iertare ar trebui să ne maturizăm. Pentru că unii iertăm numai forțat. Bă, vine cina Domnului. Acum zice, n-am ce face? E musai să-l iert. Bun, stați că s-o găsi variante. Nu-l iert. Că duminică nu mă duc la biserică, ci mă duc în misiune. Și dacă mă duc în misiune, nu-s la biserică unde se dă cina, eu mă duc, încă fac și evanghelizări pe dincolo și îl mai pot o săptămână strânge de gât. Serios? Sau vin la biserică și nu iau cină. Dar de unde îți drăcovenile astea? Din ce scriptură? Iert doar forțat? Iert doar condiționat? Bă, te iert, da? Aveam un frate, ăsta cu toți avea bai. Și cu mine când m-am dus, că mi-a spus, bă, vezi că ăsta tot. Și apoi el după asta venea, frate Iuga, nu mi-a plăcut cum ai predicat. Da, serios. Dar ce, eu te iert cu condiția. Vezi că sora Margioala e bolnavă, îi duci 2 kg de portocale, 3 kg de banane și te-am iertat. El era cu împărțire la... Iertăm cu condiții, iertăm forțați, iert pentru că nu mă iartă Dumnezeu pe mine, îmi deschide cineva ochii mintea, spune, bă, nu ierți, nu te iartă Dumnezeu. Dar eu nu iert pentru binele celuilalt, nu iert din iubire, ci iert doar ca să capăt eu iertare. Dar dacă aș ști că Dumnezeu mă iartă fără să-L iert pe celălalt, nu l-aș ierta în vecii vecilor. Să vă spun una mai simplă, să nu apună soarele peste și atunci el îți greșește la 9 dimineața. Și tu când îl ierți? Deci măcar până de seară lasă fiarbă. Dar dacă asfințește soarele tău sau a lui înaintea soarelui Domnului, ce faci? Deci asta spune Scriptura, să trăim toată ziua cu mânie, dar seara cumva să ne eliberăm? Un nivel superior în iertare. Și eu cred că nivelul superior în iertare ar trebui să fie să mă uit la Dumnezeu, să mă uit la Hristos, să văd cum mă iartă El, în ce condiții mă iartă El și eu să spun, Domnule, eu nu te iert cum mă ierți tu. Eu nu iert cum iartă soacră mea, eu nu iert cum iartă păstorul. Eu încerc să iert cum m-a iertat pe mine Hristos. Aici așa știți predicile, nu? Și de câte ori m-a iertat pe mine Hristos? Odată pentru totdeauna, miramaș. Deci eu mă bucur că Dumnezeu m-a iertat acum 40 de ani. Dar știți de ce mă bucur eu un pic mai tare? De iertarea lui Dumnezeu de astăzi. Că dacă m-ar fi iertat numai cu 40 de ani, eram pe niciunde. Părerea mea personală, nu trebuie să gândiți ca mine, dar ar fi frumos. Când Domnul Iisus a zis cu iertarea și cu asta, Petru, care era însurat, dar băiat deștept, el nu a putut să zică public de câte ori s-o iert pe nevastă, că merea acasă. Și atunci se comunica wireless, mai bine ca astăzi, până ajungea la casă nevastă să afla întrebarea lui din public. Și atunci Petru, băiat inteligent, a spus, de câte ori să-l iert pe frate meu, de 7 ori?
Și Domnul Iisus răspunde, dacă trebuie să-ți ierzi nevasta, o ierzi de 70 de ori câte 7. E cam mult, mă, frate. Nu știu cât dă în limba germană, dar în limba română e mult. Dar vreau să vă spun, uite, pentru un premiu, totuși de câte ori trebuie să-l ierți pe cineva într-o zi, cu precizarea, dar nu fac eu toată noaptea pe iertare, că doar nu-mi pleca acasă iertați. Ar fi mare tragedie, nu? Totuși, cineva într-o evanghelie spune de câte ori într-o zi să iertăm. Acum de 40, de 70 de ori câte 7, nu știu dacă poți greși de 490 de ori, știi, e cam exagerat, da? Dar de câte ori într-o zi? Spune un evanghelist. Astea-s povești, frate, soră. Nu. Deci nu poate el greși cât pot eu ierta, serios. Unde este bărbatul? De asta ai curat să vorbești. Ascultă, el poate greși cât nu poți tu ierta, crede-mă. Numai roagă-te Domnului să nu greșească cât poți tu ierta, că o să-ți fie cam greu, da? Unul din evanghelist spune așa, dacă fratele tău de 7 ori pe zi se întoarce și spune iartă-mă, să-l ierți. Deci bărbaților maxim până la 7 pe zi. Pe săptămână merge, da? Deci un nivel la care v-aș propune să lucrați, doar dacă trebuie, să creștem în iertare, să ajungem la un alt nivel. Și asta în primul rând să constatăm noi, că acum eu știu dacă sunt la grădiniță sau dacă sunt, dar Pavel spune așa, când eram copil, iertam ca un copil, nu? Dar când m-am făcut om mare, câți dintre voi ați fost copii? Și ați devenit oameni mari? Și se vede? Nu la ce se vede, mă înțelegeți, da? Spuneți-mi un alt nivel, un alt nivel în iertare, un alt nivel. Răbdare, până la răbdarea lui Hristos. Succes. Eu cu tine, spre exemplu, dacă ți-ai propus răbdare, seara asta pot zice orice, pot face orice și tu trebuie să rabzi. Că înseamnă că Duhul Sfânt a început să lucreze în viața ta și să-ți dea ocazia să te verifici dacă poți urca la nivelul superior. Te-am lecuit pe seara asta, da? Bun, un alt nivel în relații. Bunătate, am zis-o. Domne, nici o soră nu zice comunicare. Durerea lor, fraților. Deci când e vorba de comunicare, orică vorbim, orică tăcem, tot nivelul, n-avem notă de trecere. Hai să vă spun ceva, bărbaților, așa zic studiile, că în general nevestele notează cu 3 puncte mai puțin. Dar la voi cum e sistemul? De la 1 la 10 sau cum? 1 la 6. 6 e cel mai mare. Cel mai rău. Deci în limba română unde 1-10, așa, nevestele dau cu 3 puncte mai puțin de regulă. Deci la voi dau cu 3 mai mult. Deci dacă tu gândești, eu am o familie de nota 1, ar fi cea mai bună, nu? Ea deja zice 4. În românește, dacă tu spui, frate, am familie de nota 10, ea zice 7 maxim, frate. Apoi când e vorba de comunicare, ar trebui să ne propunem, să vorbim altfel unii cu alții. Că știm din Scriptură, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare. Câți dintre voi știți în jurături pocăiești? Cam toți, ascultați-mă. Și o să vă dau una din ele. Domnul Iisus să te binecuvinteze. Bă, pe bune, ce e asta, băi, frate? Nu l-am înjurat de mamă că nu-mi permit cuvintele. Mi se pare și mai grav că îl bag pe Dumnezeu aici, știi? Eu cred că ia un deșert numele Domnului. Dar nervii nu-s tot aia. Duhul de mânie nu-i tot ăla. Dar eu, ca să nu suni atât de draconic ca la ei, îl bag pe Dumnezeu. Să-și cerceteze Domnul inima și rărunchii. Că doar nu o să-i spui, mâncați, știi cum zic ea, mâncați iar, nu, că nu sună, dar când îi spui să-și cerceteze, îl vezi deja pe masa de operație, la niște cutare, știi că... Dom'le, asta
Ăsta e nivel de creștin? Și mai ales la unii, după ani și ani de credință, alt nivel în comunicare. Surorilor, puteți închide un pic ochii, că vreau să-i întreb pe frați, dar nu o să intru în asta, că oricum sper că nu se înregistrează. Câți dintre bărbați ar vrea un nivel superior în relația intimă? Voi ce aveți de nu ridicați mâna? Vă temeți că o să filmează? Aha. Nu, ascultați-mă, discutam azi cu un frate scump, ce mă deranjează. Și o să vă spun ce mă deranjează. Trăim într-o lume creștină, de eu cred că noi ne furăm căciula singur, ne înșelăm, ne amăgim. Noi pocăiți, uitați-vă la noi, nu la alții. Când e vorba de lumea asta, ascultați, lumea care zace în cel rău, lumea trecătoare, unde tăte spraf și cenușe, tăte vor arde, nu vom lua nimic cu noi. Ascultați-mă, fiți sinceri, câți dintre voi în cele materiale și lumești vă doriți un nivel mai bun? Mânuța sus. Ai de gând să schimbi o gresie în baie ceva? Nu. Numai să zugrăvești și să muți mobila. Am înțeles, da. Aveam o mătușă la București, o singură cameră avea, de câte o aranjam acolo, trebuia să-i mutăm un dulap care are. Nu, să sătura femeia. Voi vă trebuie gresie, faianță, pișoare, nu o să zic din astea. Domne, te duci la unele biserici, parcă numai veceaua ai vrea să stai, pe bune. Deci luxul care e acolo. Și ăsta, bă, frate, alții n-au. Deci, bă, aici așa ceva. Nu că sunt împotrivă. Bun, acum când toți schimbăm, de la 5 ani toți schimbăm, nu o să intru, vă promit, în microfoane și din astea. Că doar ca păstor la biserică, bă, numai rachete doreau. Veneau la comitet, frate păstor, acum trebuie să le schimbăm. Zice, acum trebuie să le schimbăm? Mă, dar le-a schimbat numai de câțiva. Frate, numai, trebuie să știi și matare, la un moment dat, că transmitem pe internet. Eu așa prostuț. Bă, zic, vouă vă trebuie camere să filmezi atâta, da? Da. Dar am înțeles că internetul e numai una, o găurică mică pe care transmiteți, da. Păi de ce filmați voi cașcavalul atâta? Cum îl băgați voi atunci pe țava aia mică? O să-l compresăm. Păi zic, de ce să dau eu atâția bani să așa, după asta vă trebuie să-l compresați în cap, să cu tare nu mai vine. Deci la un moment dat o zice cineva, bă, voi Ferrari ați cumpărat. Acum ne lămureau, frate, facem investiția asta și să fiți liniștiți. Nu trecea bine 3 ani, frate, nu. Păi când schimba mixerul sau ceva, zice, acum trebuie, poți că nu se potrivesc mufele, nu. Deci, domne, când e vorba de instrumente, ne trebuie mai bune, da? Când e vorba de pereți, ne trebuie mai buni. V-am spus, WC-uri ne trebuie mai bune, microfoane mai bune, camere mai bune, toate. La noi acasă, ultimul răgnet. Măi, oameni, iar când e vorba de cele duhovnicești, lămuriți-mă și pe mine din ce scriptură, că eu nu vă condamn pe alte, din ce scriptură luăm, frate, când a fost bunica fata cu 88 de ani, a fost bine și așa și pentru noi e bine spiritual la nivelul lui bunica. Bă, de unde le-a scos? Deci, vreau să vă întreb, de ce în gunoaiele astea trebuie să fim la cel mai înalt nivel posibil? Și de ce când e vorba de relații, de suflet, de relația cu cei dragi din familie, de relația cu Dumnezeu, suntem la nivelul cel mai de jos? Explicați-mi și mie, că eu nu pricep. De deștepți, de spirituali sau ne întunecă satana? De ce când e vorba de relația cu alții, putem avea cele mai frumoase cuvinte? Câți dintre voi sunteți ca mine? Dacă e vorba de copiii altora, mă uit la un copil de 3-4 ani, bă, zic, domnișoara asta, lasă-mă, că așa are voie, este cu tare. Dacă e vorba de copilul meu, sunt strig, bă, de ce-o mișcat în biserică? Mă, ce, pe mă, asta e de 3 ani, a meu de 3 ani, n-au aceeași mintiuță, de ce? Sau, de ce sunt mai strig cu alu alții și când e vorba de a meu, parcă e o altă evanghelie? De ce pot să zâmbesc la toate surorile, mai puțin la nevastă?
A, știu, pentru că sunt creștin, sunt patron creștin, nu? Și la fiecare, când văd după portăreasă, să rămână, doamna Maria, sunteți bine, Domnul să vă binecuvinteze, aveți ceva necașe? A fost cam necășit, cât aș fi de grăbit. Zic, doamnă, domnul, vreți să fac și o rugăciune pentru dumneavoastră? Mă duc și la Marghioala, așa că, dar mai ales dacă ai o fabrică, știi, cu 50 de femei, te întâlnești cu nevastă ta... Și de crap acolo, zici, taci rabdă că și Iisus o răbea, da. Bă, dar de ce? Nu râdeți, că așa faceți voi cu bărbații voștri. Nu voi, voi alea, știi, la... Am întrebat pe una, bă, tu pentru cine te îmbași mai frumos, pentru bărbat sau pentru gunoier? Ai, frate, mă, e așa? Băi, stai să ai soră, nu mă lua așa, că n-am vrut să te jignesc. Care din voi ieșiți din casă nepeptănate să duceți gunoi? Domne, dacă te văd gunoierii că merg pe stradă, apoi te duci până la magazin și treci pe lângă nu știu cine, care nu te-a văzut timp de trebuie să fii cu tare. Stai cu bărbatul în casă, săptămâna viitoare, nu contează, aia e un capot din ăla de la bunica, știi, că ai amintiri plăcute. De lui vine să schimbe canalul, să uite la alt canal. Întrebarea mea, de ce ne orbește diavolul mintea? Eu nu zic să nu ieșim frumos în societate, dar în casă nu putem frumos. Adică până la urmă n-ar trebui să avem grijă mai mult de ai noștri decât de alții sau de toți începând cu ai noștri. Că până la urmă Scriptura este clară, da? În seara aceasta doar am deschis un subiect, vă dați seama că nu l-am epuizat și puteți să vă faceți teze de doctorat. Primul lucru care aș vrea eu, să ne cercetăm dacă există măcar dorința să creștem. Că ascultați-mă, Hristos are dorința să creștem. Hristos pentru asta a murit, pentru asta a înviat, pentru asta investește, să nu mai fim copii purtați de orice vânt de învățătură, ci să fim oameni maturi, asemenea Lui. Ăsta este nivelul, să devenim asemenea Lui. Știți cum văd eu procesul? Haideți să-mi imaginez procesul de la biserică, că înțelegi mai ușor, de la clădire. Cineva, nu știu cine, felicitări, a avut dorința să ridicați clădirea bisericii la Next Level. Cineva. Acel cineva, nu știu, s-a rugat, ce-a făcut, dar după ce a avut dorința, nu știu, repede sau târziu, a hotărât să comunice cuiva dorința. Dacă ai hotărât tu, ai vorbit cu comitetul, dacă s-a gândit unul din comitet, poate ți-o spus ție și apoi ați avut comitet. După ce ați avut dorința, ați avut o discuție și apoi ați luat o decizie. Poate la nivel de comitet, la nivel de biserică, frați, surori, am vrea să facem chestia asta. După ce am luat o decizie, ați făcut un plan sau nu? Nu? A, deci voi aveți un plan de... Mă, serios, se vede că sunteți în germ. Noi românii nu avem nevoie de plan. Noi toți știm la... Auzi că faci un plan și acum știți că eu vreau să banalizez un lucru. Deci ca să renovezi WC-urile, faci plan. Dar ca să renovezi ceva în viața de familie, în relația frățească, îți faci un plan. Nu, la cum a dat Domnul, știi? La. Păi de ce nu lași cum a dat Domnul și la celelalte? Eu chiar am spus la o soră, că era vorba așa, știi, că bărbatul, băi, vezi că vine iuga la noi, țină. Eu am prins ideea, am zis, soră, de ce nu devii și matale o leacă mai spirituală, nu așa firească, nu? Femeia, zic, zic, dar de ce te stresezi că vine iuga? Fii și tu ca bărbatul tău, că el când e vorba de astea duhovnicești, el nu se pregătește, nu citește, nu se roagă, ce las că mi-a dat Domnul, știi? Și apoi cei de Domnul vedem toți, știi? Și tu de ce nu zici când, bă, vine iuga la noi? Lasă că Domnul va purta de grijă. Fii tu spirituală, mă, da, fă niște macaroane. Iisus e viu. A, eu știu că Domnul va purta de grijă, știi cum? Ce ai în frigider și în cămară? Dacă ai două macaroane, ai o fică, dacă nu te-ai pregătit de unii. Nu o să vină îngerii să aducă meniu pentru iuga sau pentru nu știu cine. Dar fii tu spirituală, nu te mai... Te-ai uitat după păianjeni, Iisus veghează asupra tuturor. Vedeți, când e vorba de cele materiale pentru imaginea noastră, întoarcem casa pe două, scutărăm, că eu mă duc să vă văd perdele, da? Nu
te uita aici, pe exact acolo mă uit, dar nu, nu fac curățenie nici acasă, mă duc să fac la voi, la... Asta credeți că mă interesează. Te duci în casa la om, nu poți cânta o cântare, n-ai rugăciune, că tot trebuie, știi, cu prostiile astea. La... Măi, iar când e vorba de cele spirituale, și atunci dacă m-aș întoarce, dacă e vorba de cele materiale, am luat o decizie și apoi începem să muncim după un plan. De cât timp munciți? De cât? De anul trecut ați început. Și când terminați? Până la Crăciun, terminați? Cu ajutorul Domnului, da? Băi, frate, băi, dar voi sunteți total. Deci auzi, o început de anul trecut și-o muncit, și-o obosit și și-o mai dat peste degete și le-au venit să cânte cântări ce n-au cântat în viața lor. Nu vreau să mă gândesc că au fost doi frați care au gândit diferit pe aceea scândură. Aoleu, stai când ajungem la scaune. Și în loc să-ți dai cu scândura de cap, ai zis, bă, suntem frați, hai să ne înțelegem, domne, dăm așa, nu așa, culori, vopsele. Așa că eu sunt mai naiv. Cumva ați cheltuit și bani? Sau? Euro. A, deci voi, într-un proces de next level, voi ați băga bani? Serios? Te referi la viața de familie sau la ce? La toate. A, la toate. Nu, că eu ziceam așa, domn, eu vreau un nivel superior în relația cu nevasta. Am dorința asta. Bun, ce fac după dorința asta? Cum? Ia, ia. Nu cheltuie. Nu, că eu n-am sărit până acolo. După dorința asta, eu spun Domnului, vorbesc cu nevasta în minte, de vreo 7 ori, să știu cum să-i spun, să iasă bine, îi comunic soției. Dragă, eu aș vrea un nivel superior. Iar zice, aleluia! Nu, poate că ar zice, te-ai drogat? Ce te-a apucat? Știi că dacă niciodată... La... Mă, chiar serios, nu mă jur, știi, da, mă, chiar îmi doresc, tu îți dorești, da, da. Leșine, da, cheamă salvare. În fine, poate că o lămuresc. Facem un plan sau nu facem plan? Nu, numai la WC-uri facem plan. La relație nu. După ce facem plan, începem să muncim? Amândoi? Și care ai zis cu banii? Ai, bă, dar tu crezi că eu să îmbunătățesc relația cu nevastă, mi-a trebuie bani? Nu, soră. Vine la mine una mai devreme, știi, ca să... De vreme. Zic că, frate păstor, nu știți cumva unde aș găsi o Biblie? Pe mine nu mă duce mintea foarte mult, dar un pic mă duce. Bă, unde ar găsi, soră, o Biblie? Zic, soră, nu mă prea pricep, ați încercat o librărie creștină? Să uită sora la mine. Oh, zic, mă iertați, dumneavoastră nu vreți Biblie. Dumneavoastră veți o Biblie gratis. Că atât de mult o iubiți pe vecina nepocăită, că dacă cineva v-ar da o Biblie gratis, pe aia vechea ta ai dau-o la vecină. Ți-ai păstrat-o după asta, nu? Dar vecina ar avea Sfânta Scriptură. Dacă trebuie să dai 10 euro pe Biblie, api crape și ducă să-n iad, că doar nu-i cheltui tu 10 euro. Păi nu, că ne-am învățat așa, știi, nu? Cum? Frate, zice, nu poți să-mi dai, ma tale, un sfat așa pe subiectul ăsta. Păi să vezi că am scris o carte. Și acum zice, eu să o citesc. Mă zic, eu stau și mă gândesc, oare mi-o luat mie mai mult să o scriu sau ție să o citești? Am depinde cât îl duce capul, știi? Și cât ar fi? Păi dacă el află că trebuie să dea 10 euro pe carte pentru îmbunătățirea relației cu tine, poți să uiți. 10 euro? 10 euro pentru... Dar ce el nu știe? Bă, dar în altă parte suntem gata să dăm sute, mii, iară pentru potroace din astea. Și ni se pare foarte logic, mai ales cu reduceri. Pot să vă fac și eu reducere, apropo. Că eu așa mă pricep la reduceri, spuneți cât vreți, eu dublez și apoi vă dau jumătate gratis.
Nu mă spuneți cât vreți să fie prețul și atunci cât vrei să fie, 10, da, zic 40, dar eu ți-o dau ție cu 10. Cât de fericit e duci acasă, ea poate fi în realitate 5. Dacă tu ești mulțumit acum. Unul din subiectele care mă frământă recent, nu mi-am propus, că eu nu-mi propun frământări. Pe mine mă ajută și mă încurcă Dumnezeu, ascultați-mă. Eu le-am spus la mulți, mă, dacă nu aveam teamă de Dumnezeu, Doamne, nici eu nu cred că știu de ce aș fi fost în stare. Să vă spun un lucru care s-ar putea să vă surprindă, mie nu-mi place să-l spun, teoretic nici nu vreau să-l cred. Am ajuns la următoarea concluzie, că dacă nu m-ar păstra Dumnezeu, nu m-ar îndruma Dumnezeu, nu m-ar ajuta Dumnezeu, aș fi în stare de orice. Vă dați seama cât de urât sună. Păi frate, nu ești în stare de asta. Mă, și eu zic că nu sunt în stare. Dar eu știu când dracu mi-ar lua mintea de ce aș fi în stare. Că am văzut sfinți care în viața mea n-aș fi crezut că sunt în stare de, și când o secundă i-a orbit diavolul, au fost în stare de ce nu s-au gândit în viața lor. Și de asta Dumnezeu mă duce dintr-o parte în alta. Recent, a fost o frământare mai veche, recent a început să mă frământe comunicarea cu Dumnezeu, rugăciunile. Și am observat la mine, am cam aceleași rugăciuni, soruțu, nu rele. Eu mă rog pentru mine, din alea sfinte, pentru nevastă mea, pentru copii, pentru nepoți, am o listă cu fete nemăritate, dacă vrei te trec și pe tine, da, acolo vorbim la final, am o listă cu băieți neansurați, mă rog pentru colegii mei slujitori, mă rog. Dar până urmă mi-am dat seama, băi, Verele, tot ai o listă, să zic, cu 20 de subiecte, care tătele le macini. Și ascultați-mă, eu nu sunt unul din ăla care tot timpul spun, Doamne, dă-mi ce vreau și binecuvântă căile mele. Totuși am un nivel în care spun, Doamne, descoperă-mi căile tale și ajută-mă să fiu în voia ta. Deci eu dacă mă rog pentru măritișul tău, nu mă rog ce vrei tu. Eu s-ar putea să te încurc foarte puternic. Eu spun așa, Doamne, dacă vrei fata asta să ne rămână nemăritată, înveți să rămână nemăritată pentru slava și gloria ta, mai vrei pe listă? Am înțeles că nu, da? După asta zic, dacă vrei să-i dai o cruce mai mare, dă-i o cruce mare, numai tu să o ajut să o poarte, dacă vrei una mică, deci nu intra pe rugăciunile mele, că eu ce fac, s-ar putea să-ți fac varză viața, dar varză din aia nobilă, dacă mă ascultă Dumnezeu, da? Și am zis, băi, totuși vorbesc de un Dumnezeu unic, vorbesc de împăratul meu, de mirele meu, de salvatorul meu. Eu tot la nivelul ăsta sunt în rugăciune. Și ascultați-mă, nu că sunt tot dăm pantof cu tare, eu am depășit de mult chestiile astea cu dăm cămăși, nici nu cred că le-am avut vreodată. Zic că m-a rugat pentru lucruri și am zis, păi mă, tot mă rog, tot cam pentru aceleași lucruri. Și am început să mă gândesc să scriu rugăciuni. Pe mine mă ajută foarte mult scrisul. Eu când scriu, după ce citesc ce am scris, mă gândesc, mă, dar cine a scris prostiile astea? Câteodată, știi, voi sunteți mai deștepți. De asta am și predicile scrise cu tare, că zic, băi, cum ai putut scrie asta? Dar nu-mi vine să cred că am scris eu, știi? Că așa e când le iei. Și am zis că poate îi ajut un pic și pe alții. Că noi oricum noi pocăiți, n-avem rugăciuni scrise, știi, noi nu, da. A, tu ai. Să-mi dai și mie una. Să știi că-s curios. Și dacă mi-o dai, mă rog. Și la tot ce-s de acord, zic amin. La care nu-s de acord, zic Iisuse, nu o băga în seamă, că nu cred, că a fost deprimată când a scris chestia asta. Primul lucru, dacă vreți să îmbunătățiți ceva în relația cu Domnul în comunicare, uitați-vă la alții care au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Uitați-vă la Apostolul Pavel, care nu s-a dat mare niciodată și a spus, oameni buni, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru că nu știm să ne rugăm. Ei nu știu, dar noi, frate, dacă noi nu știm să ne rugăm pentru buruieni și pentru... Și avem noi toate găselnițele noastre, nu putem crește în relația cu Dumnezeu. Acum cred că a ieșit, eu încă n-am văzut, o nouă carte pe rugăciuni. Știți cum se numește? Rugăciuni pentru toți oamenii. Abia aștept să ajungă la voi. Cam o întrebare.
Vă rog, fiți sinceri. Când v-ați rugat ultima dată pentru cei ce lucrează în domeniul energiei electrice? Mamă, câte mâini ați ridicat. Dar vă place că avem curent seara asta? Serios? Vă place că acasă aveți frigider și toate? Aia cu mașini electrice, vă place? Oameni buni, s-ar putea în momentul în care vorbesc eu să fie oameni care să moară acolo. Oameni și s-ar putea să fie frați de ai noștri. Pentru că în anumite domenii se lucrează live. Nu se întrerupe curentul. Eu am văzut un documentar, mi s-a făcut pielea de găină. Un documentar dedicat celor care lucrează în domeniul energiei. Și am spus, bă, prostule, în viața ta nu te-ai gândit la astea că sunt oameni care mor ca tu? Să ai o leacă de să-ți încarci calculatorul, ca să faci predici. Deci pentru domeniul energiei nu, ei n-au nevoie de rugăciunile noastre, doar dacă îi înjurăm când se ia curentul, atunci să vezi tu ce ne trezim noi că există, da? Când v-ați rugat ultima dată pentru gunoieri? Pot să mă rog eu vara viitoare, când o fi mai cald, o lună de zile, toți gunoiere să se îmbolnăvească? Ați vrea să mă rog? Am senzația că toți v-ați luat vacanță și ați fugit din Frankfurt. Vă spun, frate, nu mai suporți mirosul. Odată acolo sunt frați și surori de-a noastre unii. Apoi, sunt oameni care fac slujba aceea, că-s bajocoriți, că nu sunt bajocoriți și noi profităm. Ne trece o dată în casă să spune, Doamne, dă-le sănătate, ferește-i de accidente, să vină și mâine să ridice gunoiul. Mai lasă și generația tânără pe unii cu mirosul mai puțin casă așa, ca să nu rămânem fără. Deci, pentru electricitate, n-avem treabă, pentru gunoi, n-avem treabă, dar benzină, băgați careva. Și te-ai rugat în ultimele două luni pentru cei din industria petrolului. Tu știi cât zboară cu sondele în aer? Că noi ne gândim numai la mafioții ăia, că au crescut preț sau nu. Știi că sunt oameni acolo care când pușcă, zboară, s-aprinde cu tare. Unii pot fi frații noștri care muncesc acolo. Că acolo îi vrea Dumnezeu mărturie, că n-au putut în altă parte. Alții sunt oameni care au nevoie de mântuire și dacă zboară, se duc în iad. Pe mine mă interesează să fie la pompă și să fie cât mai ieftin. Dar cuvântul spune, Viorele, roagă-te pentru toți. Și aș putea să iau domenii, asta fac în cartea aceea, iau domenii și domenii. V-ați rugat recent pentru chirurgi? Da? Când? Spuneți-mi, fiți sinceri, când? Vă spun eu când. Când mă duc eu la operație, când merge maică-ta sau soru-ta sau nevastă-ta, nu știu cu nevastă dacă e chiar sigur, da? No, depinde de... Când merge copilul tău, da? Asta și m-am gândit așa. Bă, dar ăla nu operează numai când mă operez eu. Domnul ăla doctor, că-i ateu, că-i cutare, ăla operează în fiecare zi. Auziți ce mi-a trecut mie până minte? Să mă rog, după ce mi s-o lumina mintea. Oare el are nevastă? Dacă el când se trezește dimineața, nevasta îi cântă vă două din alea, așa, îi bagă câteva cuvinte din alea, nu mă iubești, na. Și apoi el pleacă la spital să opereze pe iuga, pe creier. Aha. Dar dacă te-ar opera pe tine? Atunci ar circula biletele până în Australia, fraților, rugați-vă! Dom'le, dar oamenii ăia sunt în fiecare zi acolo. Cine să se roage pentru ei? Cine să ceară îndurare? Oare nu asta este menirea bisericii? Ce-ar zice medicii din zona asta să audă că biserica voastră, domne, are o duminică în care se roagă pentru medici? Nu-i cunoaștem, doamne, că-s atei, că-s musulmani, binecuvântă-i să-și facă meseria. Sigur, ajută-i și să te cunoască pe tine, dar ajută-i să facă altă, ne rugăm pentru asta, ne rugăm pentru asta. Noi n-avem treabă, noi suntem cu potroacele noastre, Iisuse, vreau tocuri mai înalte și aș vrea să mănânc în mod continuu, să slăbesc 4 kg. Și să mă încârligi un pic părul, că-i prea milolinzi vaca, iar dacă milolinzi vaca, l-ai putea tu face nu știu cum, să-l îndrepți, să-l sucești, să... Și ce ne interesează? Pe noi ne interesează silicoanele și cutare,
Dacă nasul e un pic mai așa, cum băgăm flexul, să-l îndreptăm, să fim... Păi, dar de ce să nu vorbim deschis? Nu, astea sunt frământările noastre. Apropo, m-am gândit la asta, îi las în pauză să meargă acasă. Sunt fete care, ele se plâng că nu le găsesc băieții aia buni. Eu iarăși, știi cum mintea, zic, măi, eu cred că Dumnezeu la un copil așa a spus, fii atent, ți-am pregătit una cu ochi verzi, așa, cu ochi verzi, și ea are o ureche mai mare și o ureche mai mică, nasul o leacă strâmb, e de nota 10, am făcut-o unicat, ea între timp și-a îndreptat urechile, și-a pus lentile de contact de altă culoare, că nu-i place verde, nasul o băga flexul și l-a făcut altfel, și umblă ghiță pângă ea tătă ziua, ea plânge că nu găsește ghiță, și Domnul zice, bă, ghiță, ce faci? Iisuse, tot mă uit și-o caut pe aia, nu-i. Și apoi într-o zi Domnul zice, când tu întrebi, Iisuse, dar unde-i? Mă, zice el, pe asta o caută. E, zice, m-am schimbat. Nu. El cum s-o găsească dacă Domnul te-a făcut blondă și tu ești cireașă putredă? El e ascultător de Domnul, știi? Și apoi te mir că ajungem să putrezim și nu m-a găsit ăla. Na, astea-s baliverne, nu ăla. Oameni buni. Există un termen în Scriptură, ajunge. Așa-i? Ajunge că în trecut. Ajunge, ajunge. Poate că în relația noastră cu Domnul ar trebui să spună, Doamne, ajunge. Ajunge cât am stat aici. Ajunge cât m-am compromis în starea asta. Ajunge nivelul ăsta, sunt tot la grădiniță de atâta ani cu tine. Doamne, ajunge nivelul meu de cunoaștere în Scriptură, în afară de Iisus plângea, nu mai știu nimic. Doamne, aș vrea să cresc în cunoașterea Ta. Aș vrea să cresc în cunoașterea Scripturii. Aș vrea să cresc în relația cu frații. Aș vrea să cresc în slujire. Aș vrea să cresc în dărnicie. Aș vrea să cresc în rugăciune. Aș vrea să cresc în relația cu soția. Aș vrea să cresc ca părinte în relația cu copiii. Să nu mai fiu tot ăla plin de nervi, știi, și copiii paratrăzni, numai să pognesc, că numai atâta știu din Biblie, din nuiaua, știi? Dar și în Biblie, nuiaua, nu-i numai bâta aia de ciobani. Că și Domnul folosește nuiaua, din câte știu, așa e? Și când te-o electrocutat ultima dată cu... Știi, e interesant cum o la nuiaua Domnului și la nuiaua mea. Când e vorba de nuiaua mea, unii numai ta știu. Unde parul să le duc, că scrie în Biblie? Bă, dar ia parul Domnului. Nu, Domnul trebuie să fie îndelung răbdător, bogat în bunătate, nu obosește iertând, serios, și tu, părinte, după modelul Domnului, cum ești? Bun, dar n-ajunge, frate. N-ajunge. Mă bucur că vreți un alt nivel în cântare, mă bucur. Frumos, duhovnicesc, să-i ajutăm pe oameni să închine. Mă bucur că vreți alt nivel la clădire. Domnul să vă ajute să terminați repede și frumos. Vrem un alt nivel la biserică. Nu la cărămizi. Vrem un alt nivel la tineri, la familii, la bătrâni. Și aș putea, dacă tot am depășit, să vă rog, am putea un alt nivel și în mărturisirea cuvântului. O să iau un nivel interesant. Doamne, scoatem în cale pe cineva să-i vestesc Evanghelia. Nu știu câți vă rugați asta, dar hai să presupun. Zici, nu mi-a scos Domnul pe nimeni în cale săptămâna asta. Care ar fi nivelul următor? Cum? A, nu să-mi scoată Domnul în cale, să-i caut eu. Eu nu știu, Domnul totdeauna îți scoate în cale Doamne cu căpșuni? Nu? Și de unde ai căpșuni? A, te duci, frate, dar eu știu câteva magazine care vând, vreau căpșuni. Și de ce tot să-mi scoată Domnul păcătoși în cale? Eu nu-i pot căuta. Că mi-l scoate Domnul în cale, e bine. Nu mi-l scoate în cale, spun, Doamne, nu mi l-ai adus, că nu s-a blocat tramvaiul aici, dar eu știu unde sunt păcătoși. Dacă nu știu, mă uit în jur. Mă rog lui Dumnezeu, Doamne, astăzi vreau să investesc un ceas în ceea ce m-ai chemat Tu să transmit Evanghelia. Prin Duhul Sfânt, din mulțimea asta, din parcul ăsta, din gară, de unde mă-i duce, dintre vecini, călăuzește-mă Tu, dar eu mă duc, numai la care să mă duc? Ce cuvinte să folosesc?
Sper, asta este speranța mea, că am stârnit un pic în voi o dorință. Ce aș fi mâhnit? Să țineți minte până mâine. Sau să ziceți, bă, moșul ăsta are niște idealuri, habar n-are în ce lume trăim noi. Noi nu-i vorba de mine, e vorba de Scriptură. Că pe mine îmi dați delete, mă aruncați, să nu sunteți primii, ultimii. Dar puteți face așa și cu Hristos, cu cuvântul? Pentru că, ascultați-mă, vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Vom ajunge înaintea lui Dumnezeu. Judecata începe cu casa lui Dumnezeu, cu noi, cu pocăiții. Și acolo o să dăm examenul. Și Domnul o să spună, tu fericit, Iisuse, știu să fac cârliguțe. Da, știi să faci cârlige, da. Deci eu am așteptat să ajung aici doctor. Asta o trebuie să mă gândesc, să mă rog, să investez, să fac. Eu m-am perfecționat în cârliguțe. Și dacă îți dă Domnul cârliguțe? Am o rugăminte. Nu fiți ceea ce nu vă vrea Hristos. Nu încercați să o luați înaintea lui Hristos. Nu faceți pe eroii să fiți la alt nivel decât vă vrea Hristos. Dacă ești la început, nu încerca să fii acum ultimul an la facultate. Dar și dacă ești în primul an de liceu în cele spirituale, nu fii ca în clasa a doua. A, ce fericită-s frate Iuga că eu știu cântarea din clasa a doua. Da, dar ești într-a noua. Și într-a nouă înseamnă altceva. Și cu ei se dă mult? M-aș bucura să ne rugăm. Vă puteți ruga pentru voi și o să ne rugăm fiecare pentru noi? M-aș bucura, poate dacă unii sunteți cu familie aici și chiar stați unii lângă alții, să vă rugați ca familie și să spui, Doamne, îți mulțumim pentru nivelul la care suntem, dar avem o dorință. Un pic mai sus. Ați văzut niște cărți la intrare sau la ieșire? Le-am adus ca să... poate să vă ofer ocazia să faceți ceva. Iei o carte, citești și te ajută Domnul într-un domeniu să urci o treaptă. Poate nu-i pentru tine, dar vrei să ajuți pe cineva să urci o treaptă. Și spui, băi, am fost la biserică, tu n-ai putut veni, eu am fost favorizat. Uite, am luat o carte, poate te ajută Domnul un pic pe tine. Poate te gândești să ajuți un nepocăit la un alt nivel în relația cu Domnul. Haideți să spunem, nu să-l pocăiești dintr-o dată, că n-ai cum. Dar să spui, bă, dacă ăsta un pas în relația cu Domnul face mai bine, vă recomand cartea cu rugăciuni. Să o luați pentru cei din afară. Uitați-vă și voi peste ea. Dacă nu altceva, zici, bă, mă rog 5 minute cu fratele Iuga. Am și varianta, dacă nu vreți să o luați. Vă pot, vreți să vă rugați cu mine? Stau și vă citesc eu toată noaptea. Cred că e mai ieftin să o luați, da? Nu. În fine, da. Te gândești la o familie, ia o carte pe viața de familie. Este una care s-a retipărit chiar faină, zic eu, Show-ul familiei, care vorbește un pic mult de relația cu regizorul care ne îndrumă să iasă spectacolul vieții frumoase și nu urât. Poate una pe mântuire. Pentru unii care vreți să creșteți un pic voi în viața de rugăciune, vă recomand să luați cartea Rugăciuni inspirate din textul biblic. Știți ce vă recomand, ce mă ajută pe mine? Să mă rog pe Biblie. În loc să spun toate poveștile lui nu știu cine și să mă învârt așa cu borborosiți, deschid Biblia. Domnul este păstorul meu. Încep. Mulțumesc, Iisuse, că ești al meu. Sau, Iisuse, eu nu... Să zic sau să nu zic? Nici nu știu dacă ești sau nu ești. Tu ce zici? Ce-s al tău sau... Nu voi duce lipsă de nimic. Doamne, de nimic înseamnă și năcazuri. Da, de nimic. Am crezut că numai din cele bune. Dacă valea umbrei morți, Iisuse, acum să nu mă duci pe valea umbrei morți, că nu pot. De mă duci, acum mă îngropi acolo. Adică eu vorbesc deschis cu Domnul, da, dar vorbesc pe textul biblic. Dacă sunt valea umbrei, spune Iisuse, pot vedea lumina. Mă mai ții mult aici, că nu mă mai scos de aici viula.
Și pe textul biblic chiar nu bat câmpii, ci mă rog așa. Luați, o să vedeți ce interesante sunt rugăciunile pe textul biblic. Ca să finalizăm, cei care ați câștigat premiul, vă luați cartea. Ca să n-aveți nicio scuză. Am hotărât deja de ani de zile, n-am mai pus preț la carte. Ce vă rog, eu nu stabiliți voi valoarea cărții, lăsați-o, da? Și nu stabiliți nici prețul cărții. Că ar trebui să-l stabilească alții. Voi stabiliți ce puteți dărui ca lucrarea să meargă mai departe. Și spui, domne, pot și eu să pun ceva, că poate se mai tipăresc două, și la biserica următoare, fratele Iuga zice, nu s-a încheiat, puteți face și voi. Luați-le și astea și folosiți-le ca un cârlic prin a discuta cu alții, a învăța pe alții, poate să comunice mai bine cu Dumnezeu, să ierte, să toate celelalte. Avem un Dumnezeu mare. Și încă o dată mi-aduc aminte mie și vouă, Dumnezeu chiar vrea să mai urcăm. Și în dreptul unora, cred că de mult așteaptă asta. Dacă urăsc ceva, oare zic bine? Aproape că urăsc, nu știu dacă urăsc, dar clar nu-mi place. Nu-mi place când vine câte unul și ne pune să facem figuri în biserică, să ridicăm mâna, să nu știu ce, știi, domne, ce mă pot enerva ăștia, doamne, iartă-mă, știi, na. Vine unul, știi, zic, pune-ți mâna aici, normal că eu nu pun, pune-ți, împinge, stai, nu ce luați mâna, nu așa să zâmbiți tot timpul, păi, îmi vine să mă dau cu capul de pereți. Mai zic și eu, dar acum seara asta vă rog să mă ascultați. E una care n-am inventat-o eu, dar asta mi-a plăcut, deși nu mi-a plăcut atunci, finalul mi-a plăcut. Vă rog frumos, nu de dragul Domnului, că nu-l bag pe Domnul, de dragul meu, ca să fie treaba bună, ridicați mâna cât de sus puteți. Mulțumesc frumos, lăsați mâna jos. Am o rugăminte. Ridicați încă o dată mâna cu 3 mm mai mult decât ați ridicat-o data trecută. Ați reușit? Deci s-a putut 3 mm mai mult? Nu. Că n-ai ridicat-o, da. Eu am reușit, frate. Și eu cred că mulți... Știți ce vă rog eu? Nu începeți din seara asta cu 10 metri. Nu intrați la salturi mortale. Că s-ar putea să vă omoreți. Dar am o rugăminte. În puterea lui Dumnezeu, în relația cu Dumnezeu, în relația cu frații, în relația cu biserica, în relația cu soția, cu copilul, cu fetele, cu băieții, 2 mm puteți mai sus. Amin? Haideți să ne rugăm.